despre Curtea de Argeș s-au scris multe pagini păstrate de-a lungul timpului. În afară de istoria consemnată și cunoscută de cei interesați de trecut, zidurile cetății ascund taine despre care doar localnicii știu mai multe. În inima orașului se înalță astăzi o mândră mănăstire cu turnuri dantelate. Ctitorită de Basarab I, ca și biserica domnească, a cărui statuie se află chiar vis-a-vis de aceasta din urmă, mănăstirea Curtea de Argeș reprezintă o adevărată capodoperă a arhitecturii românești, iar legenda ridicării sale nu face decât să îi sporească grandoarea. Nume sonore ale istoriei noastre le putem vedea zugrăvite în picturile din interior, precum Neagoe Basarab, împreună cu soția și copiii săi, Mircea cel Bătrân, Radu de la Afumați, regele Carol I, regina Elisabeta, ale căror morminte le regăsim înăuntru, alături de cel al regelui Ferdinand și al reginei Maria în Pronaos. Legenda meșterului Manole, capodoperă a culturii populare românești, este irevocabil legată de mănăstirea Curtea de Argeș, ctitoria domnitorului Neagoe Basarab din secolul al XVI-lea. Legenda a devenit în timp unul dintre miturile noastre fundamentale, și anume că nimic nu se poate clădi și nimic nu poate dăinui dacă nu are la bază un sacrificiu. În spatele acestei legende stau însă o serie de adevăruri istorice. Legendarul Manole se dovedește a fi un personaj cu totul autentic, pe care istoria îl consemnează alături de Neagoe Basarab. Neagoe Basarab, ctitorul mănăstirii, studiase în Italia, dar și la Constantinopol, unde sultanul Bayezid al II-lea îi încredințase administrarea construcției unei moschei, al cărei constructor șef era Manoli din Niaesia. Manoli, pe care îl regăsim și în baladă, era cel mai probabil armen. Astfel explicându-se anumite elemente de arhitectură armeană și georgiană din construcția mănăstirii, explică Ștefan Dumitrache, directorul muzeului Curtea de Argeș. Legenda meșterului Manole cunoaște peste 200 de variante, dar în toate se regăsește aceeași poveste, având în comun mitul jertfei pentru creație și nevoia înfăptuirii unui sacrificiu pentru trăinicia lucrării, fiindcă așa cum spune cunoscuta baladă, dar orice lucra, noaptea se surpa, a doua zi iar, a treia zi iar, a patra zi iar, lucra în zadar. Lui Manole îi se dezvăluie în vis necesitatea de a o sacrifica pe prima femeie care va veni să aducă bucate la soț ori la frate. Ana, soția meșterului Manole, este cea care sosește prima și, deși meșterul se roagă de Dumnezeu să o oprească din drum, nimic nu poate împiedica sacrificiul. Zidirea Anei este momentul cel mai emoționant al legendei, iar manea oftă și se apucă, zidul de zidit, visul de împlinit. Legenda culeasă de Vasile Alexandrii nu este singura care vorbește despre meșterul Manole și sacrificiul său suprem pentru ridicarea mănăstirii. Există multe alte variante ale baladei Mănăstirii Curtea de Argeș, care puse cap la cap, creează o imagine mai detaliată a Anei lui Manole. Știm că personajul acesta a existat. Ana a fost sora de lapte a lui Neagoe și fica din flori a lui Pârvu Craiovescu și se pare că a fost soția acestui Manoli, spune istoricul Ștefan Dumitrache. O altă variantă aduce în prim plan faptul că Ana și-a găsit sfârșitul în timpul unei revolte a meșterilor. Neagoe a vrut cei mai buni meșteri la construirea acestei mănăstiri. Așa l-a adus aici pe Manoli, a cărei prezență a stârnit invidii de partea celorlalți meșteri, intrigați de faptul că domnitorul
a chemat un străin ca să ridice mănăstirea. Faptul că ceea ce ziua se ridica, noaptea se năruia, este pus tocmai pe seama acestor invidii și neînțelegeri care au apărut. Dimensiunile, planurile lui Manole erau sabotate de unii dintre ceilalți meșteri. Nu de toți, fiindcă Manoli a avut și aliați care i-au recunoscut geniul. Unul dintre aceștia din urmă este meșterul pietrar care a realizat ornamentele mănăstirii Curtea de Argeș, care la rândul lui studiase ca și Manoli în Imperiul Otoman, tot pe lângă un arhitect armean. Explică istoricul Ștefan Dumitrache, care afirmă că din cauza acestor neînțelegeri, construcția mănăstirii a durat 5 ani, o perioadă de timp destul de lungă, în condițiile în care la perioada respectivă, construcția unei biserici dura câteva luni. Istoricul ne dezvăluie că pe baza acestor neînțelegeri, Ana și-ar fi putut găsi sfârșitul. Ana și-a pierdut viața în urma unei revolte a meșterilor și a fost zidită în zidurile bisericii, iar acest lucru are legătură cu o veche tradiție românească, zidirea umbrei. Potrivit unui vechi obicei, unei persoane care stătea la soare și căreia i se profila bine umbra, i se măsura pe furiș cu ajutorul unei bâte înălțimea acestui profil. Jalonul se rupea la dimensiunea umbrei și ulterior se îngropa în zidurile clădirilor. Legat de această practică străveche, se credea că cei care constatau că li s-a furat umbra înnebuneau. De aceea, întregul obicei trebuia să se facă pe ascuns. Mitul fundamental, potrivit căruia nimic nu se poate clădi și nimic nu poate rezista dacă nu are la bază un sacrificiu, se adeverește în unele variante ale legendei nu doar prin moartea Anei, ci și prin cea a pruncului din pântecul femeii, deși în folclor există versiuni potrivit cărora fiul avea să-și găsească sfârșitul mai târziu. Iar bietul Manoli, meșterul Manoli, când se încercă de se aruncă, iată că auzea, din zid că ieșea, un glas nădușit, un glas mult iubit, care greu gemea și mereu zicea: Manoli, Manoli, meștere Manoli, zidul rău mă strânge, țâțișoara-mi plânge, copilașul-mi frânge. Mănăstirea este ridicată, iar Manole, rămas pe acoperiș, după înlăturarea schelelor, își construiește, precum ceilalți meșteri, aripi din șindrili ușoare. În locul în care zborul lui s-a frânt, s-a ivit un izvor, fântâna lui Manole. Aceasta stă mărturie și astăzi că sufletul meșterului genial rămâne nemuritor. Inscripția în slavonă de pe zidurile impunătorului lăcaș de cult de la Curtea de Argeș, despre care mulți cred că ar localiza punctul în care Ana lui Manole ar fi fost zidită, nu are nimic de a face cu acest lucru. Explicația este simplă, fiindcă legenda vorbește despre edificiul dinaintea actualei structuri a mănăstirii Curtea de Argeș, care datează abia de la 1886, anul finalizării construcției pe care o vedem astăzi. Este vorba doar despre o inscripție în limba slavonă, care amintește de donațiile pe care un mare negustor al acelor vremuri le-a făcut mănăstirii, explică istoricul Ștefan Dumitrache. Considerată drept una dintre minunile arhitecturale ale acestei țări, mănăstirea Curtea de Argeș reprezintă un simbol al credinței ortodoxe și al jertfei poporului român. Mănăstirea este cel mai important loc de pelerinaj și rugăciune din județul Argeș, având hramul Adormirea Maicii Domnului. Nu doar legenda meșterului Manole face din această mănăstire un loc special. Poate nu întâmplător, copiii sunt atrași într-un mod special de catedrala înălțată de Neagoe Basarab. Aici se odihnește de câteva secole, printre morminte de regi și regine,
o copilă pentru care istoricii și oamenii bisericii au consumat file întregi și multă cerneală. Strădania lor e justificată atâta timp cât fetița adormită a reușit de mai multe ori să întoarcă soarta nefericiților condamnați la suferință. Mucenița Filofteia, alintată de credincioși și Sfântulița, a reușit să-i ridice pe cei căzuți, să-i facă să vadă pe cei orbi și le-a dat bucuria câtorva zile de viață în plus celor pentru care moartea devenise singura certitudine. Legenda spune că la doar 12 ani, după ce viața mamei sale fusese curmată de o grea suferință, copila a ajuns în grija tatălui și a mamei vitrege. Pentru că avea un suflet bun, fetița împărțea adesea merinde și haine săracilor. Milostenia ei a fost însă crunt pedepsită. Copila a plătit cu viața. Cel care i-a adus sfârșitul a fost chiar tatăl ei. Povestea a adus multe lacrimi în ochii credincioșilor, iar rugăciunile celor care au poposit la căpătâiul fetei au fost ascultate. Așa au apărut minunile. Moaștele Sfintei Mucenice Filofteia au ajuns la curtea de Argeș în timpul domniei lui Radu Vodă. Drumul ei către țara românească este încă învăluit în taină. Unii spun că sfânta a pornit de la Vidin. Alții susțin că osemintele au fost aduse de la cetatea bulgărească Târnovo. Toate amănuntele istorice capătă mai puțină importanță atunci când ochiul privitorului descoperă lumina care poposește pe fața celor care se roagă lângă catafalcul aurit al fetei. Unii vorbesc despre energia specială pe care o resimt atunci când se apropie de racla cu oasele sfinte. Ocrotitoare a copiilor și a tinerilor, Sfânta Filofteia întruchipează pentru românii creștini nevinovăția și credința neabătută. Copila mucenică, fiind așa cum arată și numele ei, o adevărată iubitoare de Dumnezeu. Creștinătatea o prăznuiește la data de 7 decembrie pe mucenița Filofteia, care a primit cununa muceniciei la vârsta de 12 ani. Pelerinii din întreaga țară vin să se roage la moaștele sfintei, adăpostite în biserica mănăstirii Curtea de Argeș, pentru tămăduiri de tot felul. Totodată, în zilele de secetă, moaștele mucenicei sunt purtate în procesiune pentru a aduce ploaia. Mucenița Filofteia e o crotitoare a țării românești și o pildă de mare curaj pentru orice credincios, căci a urmat poruncile Domnului cu prețul vieții, încălcând autoritatea părintească și și-a păstrat curățenia sufletească. Până și numele este grăitor, în limba greacă, Filofteia traducându-se prin iubitoare de Dumnezeu. În 1791, mitropolitul Cosma a aruncat blestem de moarte asupra oricui va încerca să împartă trupul Sfântuliței și a hotărât ca numai mâna dreaptă a Sfintei Filofteia să fie lăsată la vedere pentru a fi atinsă de credincioși. Trebuie menționat faptul că alții traduc diferit legenda și simbolul pe care îl poartă copila. Până la urmă, cine poate fi un mai bun mesager al unei rugi dacă nu sufletul pur al unui copil? Mai mult, un copil ucis de propriul părinte. Poate că drumeții doritori de mântuire care vor poposi la căpătâiul Filofteiei vor cugeta un moment în plus la însemnătatea legendei purtate peste veacuri. Poate că unii dintre ei vor înțelege taina și, întorcându-și ochii de la icoane, vor regăsi în privirea copilului credința și menirea de a fi. În mult mai puține cuvinte, cea mai simplă formă a dumnezeirii se regăsește totuși numai în iubire. Mănăstirea Curtea de Argeș, în decursul secolelor,
a împrăștiat lumina și cultura poporului român și a animat speranțele libertății naționale și religioase ale altor popoare ortodoxe. De aceea, ea are și în prezent și va avea mereu o deosebită însemnătate și valoare istorică pentru noi toți și pentru Biserica Ortodoxă Română.